Ce folos că România deține o treime din izvoarele termale și minerale aflate în Europa, dacă responsabilii nu știu să le exploateze? Deși țara noastră ar putea câștiga enorm de pe urma turismului balnear, multe stațiuni zac în ruină și nepăsare. Băile Herculane, de exemplu, considerate cândva o perlă a Imperiului Austro-Ungar, se degradează în fiecare zi. Inspectorul Pro a constatat că autoritățile nu au mișcat un deget de anul trecut ca să schimbe fața stațiunii. Deținem cele mai mari resurse din Europa în turismul balnear, dar pierdem an de an bătălia pentru atragerea turiștilor. Băile Herculane, vestită pentru izvoarele miraculoase cu apă sulfuroasă, este un șoc pentru oricine calcă prima dată în stațiune și o mare dezamăgire pentru aceia care au vizitat-o în trecut. Uitați, băile centrale, ce au ajuns, o rușine. O echipă de la Inspectorul Pro a revenit să vadă dacă s-a schimbat ceva de vara trecută și până acum. Am găsit stațiunea mai rău decât am lăsat-o, lipsită de orice urmă de bun simț. Plin de gunoi. Oare de când a mai fost ridicat gunoiul ăsta? Nu vă supărați! Știți cumva de când a mai fost ridicat gunoiul? Și eu am zis, murim, ne intoxicăm, pur și simplu. 7 izvoare este cel mai frecventat loc din Herculane. Aici vin pensionarii cu bilete de tratament. I-am găsit, ca și anul trecut, înghesuiți în aceleași 2 cădițe. Mai bătrâne decât mulți din aceia care se tratează aici. Un loc sordid, cu vestiare infecte, scări roase și bare ruginite. Un adevărat pericol pentru turiști. Ia uite cum arată. N-ai cum să te schimbi aici. Uită-te puțin ce păianjeni sunt. Cum vă schimbați acolo? Să pun prosoapele în vată loc de ușă. Dumneavoastră ați curățat bazinul? Da. Dumneavoastră. Da, cu un domn. Am luat, avem acolo și uite de leapă acolo. Avea domnul un kilogram de clor. Am luat și am dezinfectat. Am spălat cu măturica. Lipsa investițiilor se vede din avion. Dar de ce se ocupă turiștii de curățenie? Nimeni nu poate spune. Atât primarul cât și viceprimarul au evitat întâlnirea cu echipa noastră. Mai multe zile la rând. Mi se pare că mă evită amândoi, pentru că am anunțat de mult că venim aici. Nu se poate să nu spună niciunul dintre ei la ce oră ar putea să se întâlnească cu mine, în condițiile în care au avut 4 zile la dispoziție. Au fost atâtea zile. Într-un final, Cristian Miclău, primar de 2 ani, și-a făcut timp și pentru noi. Deși nu vroia, l-am invitat printre turiști. Sunteți primar? Da. Să fiți sănătos. Noi venim de ani, suntem din Iași. Vrem mai multe pentru curățenii, vrem mai mult interes din partea dumneavoastră. Am Există în un toate. Proiect de reabilitare și o să se schimbe un pic, numai trebuie... Nu la reabilitare ne referim, la curățenie, la curățenie cu noi, mizerii, peste tot și în oraș chiar e o mizerie. Știți cum erau aici tomberoanele ieri? Dădeau pe afară. Tomberoanele erau pline, pline, pline de gunoi. A anunțat cineva că suntem noi aici, au venit să curețe? Nu. Coincidență sau nu, muncitorii de la salubritate lucrau de zor în timpul vizitei cu primarul și nu era zi de ridicat gunoiul. Fugiți, să vă zicem unde mai aveți treabă. Ați trecut aici, sunt niște gunoaie. Da, da, păi trecem roata acum. Noi am găsit foarte multe tomberoane pline de gunoi. De ce? Eu sunt doar șofer. Eu primesc telefon, ce se fac? Au stat 7 zile. Nu au luat nimeni. Le-am luat de aici și le-am dus în stradă. Mai au stat 2 zile. Dacă vedeți că nu-și face firma treaba, chiar nu puteți să faceți... Este licitația care este de anul acesta sau de anul trecut, nu mai știu exact. O să vină o nouă firmă, dar nu este gata deponeul de la unde vor fi depozitate deșeurile respective. Cea mai frecventată zonă de turiști este și cea mai disputată. Două primării dau vina una pe cealaltă pentru lipsa amenajărilor și a curățeniei din zona 7 izvoare. Noi o administrăm, dar niciodată nu am fost proprietari aici. Aici este primăria Mehadia proprietar, de aia nu putem noi să facem investițiile. Le-am dat tot sprijinul, tot concursul, dar au nevoie de o tonă de consiliu local, noi fiind proprietari, ca să poată să facă o investiție în acea zonă. Eu nu vreau acum să mă scuz, dar că ei administrează toată zona, repet încă o dată. Dar de ce ori da vina pe primăria Mehadia? De ce da vina? Probabil poate administrație. Primarul din Herculane susține că are un proiect de modernizare a cădițelor vechi și își propune să construiască și altele noi, cu panouri solare pentru iluminat, vestiare și toalete. Și totuși, mai e mult până să reînvie turismul de altă dată.
În prezent, doar la două terase mai cântă muzică în oraș. Pentru masa numărul 1 și pentru masa numărul 2. Să vă trăiască fetele, să vă bucurați de ele așa. Iar seara se merge Orbește. În plin centru istoric al stațiunii, iluminatul public nu funcționează. Știi cum se vede? Beznă, negru. Centrul vechi seara nu e iluminat public. De ce? Pe proiectul... Fără biletele de tratament, vândute în fiecare an, stațiunea ar muri încet și sigur. Deci în 3 ani de când ați mai fost, schimbările sunt? Sunt trotuarul și șoseaua. Și așa cum primăria nu dă un ban, nici privații nu fac investiții. Deci uite ce e aici în cabina de duș. Asta este mucegai. Sunt urme de mucegai peste tot. Uite. Și asta e răpciugos. Vai mama lui cum e. Uite-te și tu. Ia. Iese degetul prin el. E rupt peste tot. Noi nu avem nicio vină, credeți-ne. Eu vă cred. Și noi arătăm și spunem, nu sunt pentru 3 stele. Și curățenia, v-am spus cum ne stresează, să facem cât de repede. Repede, că-s clienții jos. Petrică Stolojescu, directorul executiv al unui hotel vizitat de noi, recunoaște deschis problemele. V-am lăsat un mesaj pe dulap. Aici a fost inspectorul Pro. Cu praful acesta am rămas după ce am scris toată această propoziție. Și vă spun sincer că nici n-am ochelari și... Nu văd, chiar nu văd, sincer. Investițiile e o problemă minoră. Este o perioadă de iarnă pe foarte lungă care efectiv nu se produce nimic și vara e foarte scurtă, ne lungim și noi cum putem. Altfel, Herculane este un loc binecuvântat, cu aer curat și peisaje care îți taie răsuflarea. Nu degeaba stațiunea a fost considerată cândva perla Imperiului Habsburgic. La mare concurență cu stațiunea geamănă din Cehia, Karlovy Vary. Ambele s-au născut acum 165 de ani, în supremația Imperiului Austro-Ungar. Doar că în timp ce noi ne-am batjocorit istoria, Cehia demonstrează și astăzi cu Karlovy Vary unde am fi putut ajunge și noi cu Herculane. Stațiunea cehilor e din ce în ce mai înfloritoare. De-a noastră s-a ales praful, din cauza celor care au reușit să-i taie frumusețea.